Îmi zice tovarășul meu din America mai devreme. Îmi dă mesaj. Bă! Ce-a făcut, mă? S-a pus donca pe... S-a pus donca pe Dorian Popa? Și zic, nu știu frățioare, dar dă link să văd. A postat donca acum o oră. Adevărul! Adevărul cu dovezi despre relația dintre Dorian Popa și Călin Donca, episodul 2. Vă zic de acum din start, din start vă zic, nici de data asta nu aflăm cât a plătit Dorian Popa pentru panourile din uh, pa, uh, Parcul Solar. Nu aflăm nici de data asta, stați să liniștiți, dar v-am zis așa că eu am bun simț, nu dau eu clickbait-uri de genul ăsta. Dar uh, sunt alte lucruri care sunt importante în videoul ăla și vreau să ne uităm. Bun. Adevărul cu dovezi. Astea, dovezile sunt importante. Foarte importante sunt dovezile. Bun. Când eu, de fapt, atenție, ți-am plătit bani pentru promovarea acelui proiect, iar dacă Dorian și-a permis să vă arate facturile pe care le-a plătit pentru panourile de pe casă, atenție, nu cele din parcurile fotovoltaice, am să... Bă, mă scuzați că opresc ca un pros, dar nu este arate. Este arate? E arate, nu? Nu, nu e arate, cum? Că arate e să ară. Bă, stați așa, hai că vreau și eu să învăț română, lăsați-vă dacă greșesc. Dar arate nu sunt terenuri, arate? A arăta. Conjugare. Să arăt, să a, el să arate. Da, bă, normal că să arate. V-am verificat puțin că, na, mi se pare că în ultima vreme nu mai știți româna. A spicat și testul ăsta. A spicat, ce să mai... A spicat, ați... Dacă știați cum să zice arate, vă credeam, da? Na. tu și cu Ana Roma, ce își mai verifică comunitatea. Dar unde? Ce a verificat Ana Roma? Roman? să vă arăt și o factura pentru serviciile Hai. de promovare. Vreți să știți câți bani a investit până la urmă Dorian Popa în parcul fotovoltaic al proiectului nostru? L Vrem, dar știm că nu o să ne zici. Notificat pe Dorian Popa, cerând daune materiale, dar nu mă voi opri aici. După Dorian, voi trece la următorul, apoi la următorul, apoi la următorul. Dacă ești unul dintre cei care a vorbit la adresa mea sau la adresa alte persoane, fără să ai dovezi clare și ai defăimat, crede-mă, că vin după tine. Așa cum deja... Câteodată îmi vine să îi dau adresa mea să ieșim la o cafea. Sincer, numărul de telefon îl avem. Conectați pe Instagram suntem. Dar nu știu de ce nu vorbește cu mine. Nu știu de ce nu... Pare că sunt în inima lui. Pare că sunt în mintea lui și probabil că nu i-am plătit chirie și îmi duce dorul că pare constant de o lună încoace, tot bate apropo că mă dă în judecată și pe mine, dar și pe alții. Dar dă-ne mă nene odată. Stăm atâta cu atâtea destea, vă dau un judecată, vă dau... Dar dă mă frățioare, ce dracu! Sincer acum, mare scofală, te dau un judecată, vin după tine, vin -o, mă băiatule! Chiar sunt curios cu ce căcat poți să vii după mine. Hai că ne uităm mai încolo dacă e să-ți mai dau material ca să ai după ce să vii sau de ce să vii după mine, sincer. <laughs> Și zic de cine ar trebui să te ocupi prima oară. L-am defăimat psihic. <laughs> nu, dar sincer acum, de atâta timp că vin după voi, vin, dar fii mă, frățioară, odată. Sincer, parcă ai fi o, nu știu, parcă ai fi un băiat de la care știi, adică, bă, vin și știți băieții care n-au făcut sex niciodată și, uh, băi, ca un băiețel din, din, ăla, știți, care el n-a făcut sexuți niciodată în viața lui și să întâlnește și el cu Georgiana, zicem așa un nume, Georgica, și uh, îi zice lui Georgica, vai Georgica, noi când ne vedem prima oară dau la tine de mori, te termin, deci te uiți fata mea cum arată Uh, cum arată podeaua, că cinci zile numai tavanul vezi. Și când ajunge să dea și el acolo, nu îi se mai scoală. Sincer, așa mi se pare că e donca în momentul de față. Vin după voi, vin după voi. Dar vin, omă, băiatule, odată că deja ne-am plictisit. Am înțeles, vrei să-ți speli imaginea, dar iartă-ne, mă, băiatule, că nu noi ți-am stricat imaginea. Tu ți-ai stricat-o prin acțiunile și faptele tale. Te bup! Colebil. Acum, că faptele alea vor fi legale sau ilegale, asta va decide instanța. Dar faptele sunt acolo. Faptul că ei ai făcut pe unii oameni să se simtă păgubiți de pe urma ta, asta e adevărul. Sunt oameni, sunt sute de oameni care vorbesc despre asta. Acum, repet, că e legal că ei fraierit sau nu, din punct de vedere penal, asta decide instanța. Dar acțiunile tale sunt acolo. Anyway. Hai să revenim. <laughs> nu vreau să mă aprind. Bun. Deja știți, Dorian Popa m-a acuzat public pentru faptul că am păgubit anumite persoane, creând chiar pe WhatsApp un grup care poartă numele de păgubiți mai mult decât atât. Onorată instanță. A făcut Dorian Popa... Acum o să pare că vreau să iau apărarea lui Dorian Popa. Onorată instanță. A făcut Dorian Popa un grup pe WhatsApp. Și l-a numit păgubiți. Asta mi-a adus, mi adus mie de servicii de imagine. Și uh, pentru asta îmi doresc niște daune materiale. Băi și onorata instanță o să uită la el și o zic că da bă frate. Adevărul e că dacă a făcut un nene un grup pe WhatsApp. Eu cred că asta este o faptă suficientă pentru a îi imputa anumite daune morale la adresa ta. Vă rog, e frumos, mă frățioare, deci... Bă, ok, Don, că am înțeles, nu prea ai ce să zici, e ok, it's fine, it's fine. Asta cu grupul de WhatsApp, sincer, n-are nicio noimă, iartă-mă cât spun. Uh. A apărut voit la mai multe televiziuni. Am făcut un grup pe WhatsApp pentru că uh, pe am toți investitorii să mă contacteze pentru că știu că pot fi un pilon de, de întâlnire, un pilon comun. Sunt șocat, sunt consternat uh, și în același timp debusolat pentru că nu știu ce se întâmplă, nu știu ce urmează cu investițiile noastre. Este posibil să fi fost părtași la o, o escrocherie. Atenție, iar, repet, nu vreau să pară că iau eu apărarea lui Dorian Popa dar a zis, este posibil să fi fost. Adică, onorată instanță, eu am zis, e posibil să fi fost. Ai ce să-i faci. Cum e posibil să fi fost, e posibil să nu fi fost. Nu cred că va zice onorată instanță vreodată. A, Dorian Popa l-a numit escroc pe uh, domnul Călin Donca. E, eh, nu să face. Sincer le-am promis că le sunt alături, pentru că, în primul rând, noi va trebui să facem front comun, să ne unim și să ne cerem înapoi investiții. Unde și-a Aici, repet, este curios, este, este, o întrebare care merită ridicată, cât ai investit Dorian Popa? Dar, din nou, să te duci de aici să zici de Dorian Popa că e penal în situația asta, în sensul de faptă penală, sau faptă ce, nu știu, merită judecată în civil, cred că e prea mult primat îngrijorarea privind banii pe care i-a investit la unul dintre parcurile noastre, suma de 30.000, 20.000, 15.000, 24.000 sau cât zice el de euro, sumă despre care vom discuta pe parcursul acestui video. Deși până la această oră nicio instituție a celor care m-au verificat nu au adus acuzații către proiectul pentru panouri fotovoltaice și al parcurilor fotovoltaice la care lucrăm în mod miraculos și construim peste 10.000 de kW, chiar și în perioada în care am fost reținut, mm -hmm. Dorian Popa a adus anumite acuzații, necitind nici măcar un comunicat pe care cei de la Dicot l-au formulat la adresa mea. Vă mai amintiți videoul care a ajuns viral din parcul de la Zărnești? Bă, tu auzi se aude, Ce bani? Bani? Acest parc, în momentul în care Dorian și-a pus urechea pe unul din panourile sale, funcționa și ceea ce se auzea când puneai urechea era un ușor băzăit care era din partea energiei produse de parcul respectiv. Păi și oamenii aia care au stat atâta vreme și n-au primit banii. Păi de ce nu primeau banii? Asta este întrebarea la sfârșitul zilei. Adică, cum a spus și Stoian, te-ai apucat să faci 10 parcuri le-ai spus oamenilor că o să primească banii nu știu când și apoi ai început să le zice a, păi stați că sunt întârzieri. Pe care chiar tu le-ai recunoscut, chiar și în live-ul ăla unde, unde, am fost noi 3, 4, câți am 4 am fost și uh, am îmbătrânit cu 3 ani. Chiar și acolo ai recunoscut că există întârzieri. Acum că dintr-un parc zici tu acum că au existat niște plăți făcute către unii investitori, din martie 2003 păi și până în octombrie când au ridicat sau când l-au ridicat, în septembrie. Până în septembrie ce s-a întâmplat cu restul parcurilor? Sincer acum. E simplu să zici, păi aveam un parc care genera bani încă din martie. Ok, și celelalte? A, păi celelalte nu sunt gata sau există întârzieri. Păi, atunci nu e normal ca oamenii aia să se simtă potențial înșelați? Bună seara, te bub. Întârzierea e una, dar țeapa e alta. <gântânt> a dracu! A dracu situații. <gântânt> în parcurile au fost copiii care se jucau cu panouri și au fost stricat. Au lovit panourile, au dat cu picioarele în ele. Și atunci, de ce să spui că acel parc nu funcționează de moment chiar tu ai auzit cu urechea ta că el funcționa? De asemenea, în acel parc, cei care sunt investitori din luna martie 2023 au primit venituri lunare și mai departe... Bă, vă rog, e frumos. Așa arată un parc Asta, adică... ăsta, era, adică nu mi se pare nimic profi, vreți să vă mint, e ceva Nu, adică nu vi se pare că da, este gen low cost Ryanair Park. Mi se pare așa. Da, nu știu, o fi, nu zic nu. O fi ceva nemai văzut, nemai întâlnit, da. Da, pare în spatele unei case undeva într-un sătuc. Nu știu, o fi, habar Din luna iulie 2023, mai multe zeci, chiar peste 100 de persoane au primit venituri lunare A, din, partea Stați așa, de când? Și mai departe, din 1 iulie 2023, mai mult... n a zis pe live-ul ăla că din martie primise reunii? Pe live-ul cu Stoian și cu Vlad și cu mine? Bă, nu știu ce profi vreau. Habar n nu știu. Solar, hai să vedem cum arată, cum ar trebui să arate unul. Nu știu, Solar, Panel, uh, Park. Habar n -am. Cum dracu îi spune? Images. Nu, am apăsat map. Ah, nu știu. Asta e să randare, Nu știu, chestia asta cu un, un destan în spatele casei nu-mi dă, mie personal nu-mi dă mare încredere, vrei să te mint? Nu e ceva care să zic, bă, stai așa, wow. Sunt niște panouri întinse în spatele casei. O fi, nu știu, așa ori. Astea par mai altfel, nu? Sau doar mi se pare mie? Da, nu știu. Am sincer, e cineva de aici care ar investi în parcuri din spatele casei? cu firele alea atârnând de așa pe, pe, la... Cum e? Uitați-vă și voi aici. Cu firele astea pe aici atârnând de așa, sincer, adică asta vă dă vă încredere dacă vă dă... nu, treaba voastră, știți cum e. Eu unul n-aș investi în așa ceva. Da, tu aveai fântână în spatele casei. Ce încredere să am în apa aia? Păi n-aveai, asta era ideea. Că mai ales dacă aveai fântână în, în fața sau în spatele casei și era la smărdan, era foarte probabil ca ul cuiva să, ating, să atingă pânza freatică. Și nu prea voiai să bei apă din fântâni. E business, da. Na, nu știu ce să zic, omule. Tibi este, este Fandonca. Hahaha. <laughs> Zeci, chiar peste 100 de persoane au primit venituri lunare mm. din partea investițiilor pe care ele au făcut în unul dintre parcurile proiectului nostru. De ce să minți, să defăimezi, să calumniezi în fața milioane de oameni un proiect care funcționează în mod corect când... Păi și care e calomnia mai exact? Că nu înțeleg. C care este calomnia la Dorian Popa? Donca are impresia că în momentul în care tu achiziționezi un produs și nu-ți convine ceva și spui că nu-ți convine într-un anumit fel, e calumnie. calomnie. Calomnie, calomnie, mi-ai calomniat produsul. Păi ești nebun, dar poate pur și simplu omul nu este fericit cu randamentul ăla și poate să o spună. E ca și cum mă duc să-mi cumpăr un, o, o sticlă de habar n apă cu tuneric și nu-mi place gustul ei. Deloc. Speram că are alt gust din reclamă și mă pun și scriu în online sau postez un review în online și zic, dole Produsul respectiv din punctul meu de vedere e de tocată. Ama, ar... ce crezi că se întâmplă? Vine cola peste mine să-mi spună că i-am calumniat produsul? Poate că în loc să te activezi așa și să sar de fund în sus. Ar trebui să vezi ce poți îmbunătăți la produsul tău și anume la parcurile vieții, ca să nu mai existe opinii ale unor oameni sau na, opinii neconforme cu așteptările tale din partea unor oameni, din partea unor investitori, dacă tu le zici investitori. Calomnia este că Donca are o afacere legală și nu a fost la pușcărie. Nu știu, băi, Tibi, am înțeles. Bagă tu banii în așa ceva, eu n-aș băga în viața mea într-o bani într-un parc de panouri care arată în halul ăla. Ce, ce îmi spui tu mie aici? Că e făcut uh, să arate... Ah, mă, hai să fim Păi, <coughs> eu îți spun că dacă vă firele alea atârnând de pe o casă și el îmi spune că este panou, este uh, parc de panouri seri, uh, solare, un business serios, îmi ridică semne de întrebare. Ce, vrei să te mint? Când eu de fapt, atenție, ți-am plătit bani pentru promovarea acelui proiect și am vrut să fiu defăimat exact pentru activitatea pentru care eu te-am plătit ca să mă promovezi. Iar dacă Dorian și-a permis să vă arate facturile... Bă, sincer, a înțeles cineva unde este defăimarea făcută de Dorian Popa? Ai, nu vreau să, repet, nu vreau să pară că eu iau apărarea lui Dorian Popa, ferească-mă. Dar care este defăimarea, mai exact? A spus, probabil, am fost părtași la o escrocherie. Care este defăimarea? Defăimarea e n a zis, vai, ce parc mișto avea Donca. Aia e defăimarea? E o defăimare subtilă. <laughs> pe care le-a plătit pentru panourile de pe casă, atenție, nu cele din parcurile fotovoltaice. Da, de făimarea e că a făcut un grup de WhatsApp pe care l-a numit Păgubiți. Ferească-mă să mă ferească. Și o factură pentru serviciile de promovare cu... Pă, și a, asta mă enervează la omul ăsta, sincer. Dacă e ceva ce mă scoate din sărite la acest individ, este treaba asta, bă băiatule îți zice că hai că vă arăt eu că faci, încă dregem, că nu știu ce și după aia nu ți arată nimic. Ne, ne informează că a plătit TVA 19%. Sincer, ăsta e singurul lucru important din această factură. A plătit TVA de 19%. Și acum, cu tot respectul, dar eu nu cred vreodată că orice avocat ar avea don că va câștiga împotriva la Universal Music. Adică eu cred că avocații de la Universal sunt mult mai bazați, nu, decât avocații lui Donca. Adică nu cred că Donca va câștiga vreodată când se duce în instanță împotriva ăstora. Cred că ăștia au văzut, au început să râdă și l-au trimis la gară. Problema lui este că i-a plătit lui a promovarea și el a făcut contra. Păi, mă, acum asta cu promovarea lumea chiar o să aibă impresia că eu iau apărarea lui Dorian Popa. De aceea mi-e frică. Am asta cu promovarea este relativă. Pentru că s-a dus Dorian Popa acolo, a zis ce a avut de zis, a rămas donca cu videourile. Da. Da, tu Adică, ce, Donca a semnat contract cu Dorian Popa ca videourile să rămână și pe platforma lui Dorian Popa pe termen nedefinit? A semnat Dorian Popa, adică nu cred că a făcut asta. Asemnat Dorian Popa vreun contract cu uh, Donca în care sau prin care Dorian Popa era obligat pe tot restul vieții să zică lucruri. Uh, frumoase, <laughs> lucruri uh, bune în accepțiunea lui Donca, pe tot restul vieții sale, nici asta nu cred. L-a plătit pentru promovare. Da, a făcut promovarea. Da. Acum că și-a schimbat părerea între timp, e părerea omului să fie cu iertare. A, da chiar. Și stați că mai e o chestie. Nu Donca a zis că Dorian n-a semnat niciun contract? După cum sper că vă așteptați măcar, nu o să răspund la această întrebare cu o sumă clară. A fost barter, da sau nu? Hai, ca să... Pentru că, uh parte și gata, dacă așa a fost. Haideți, haideți să o luăm pe pași. Între mine și Dorian există uh, o colaborare, există un contract. Da? Atât pe partea de panouri pe casă, cât și pe mai departe uh, panourile fotovoltaice. Motiv pentru care nu ar fi frumos, în primul rând, pentru mine, ca să vorbesc despre acel contract, are termeni de confidențialitate, etc. Este adevărat, este adevărat că acel contract nu a fost semnat. Da? nu a fost semnat de mine și de el, urma să fie semnat pe data de 24 septembrie, avem și conversații în acest sens în care stabilim acest lucru, pentru că a vrut uh, să-l citească avocații lui și așa mai departe, a fost amânat. În baza la ce îl dă în judecat că n-a respectat contractul? El a spus pe live-ul cu mine și cu Stoian și cu Vlad. El cu gura lui a spus că acel contract nu a fost semnat. Și că doar și-au dat cuvântul și a trimis contractul și urma să semneze. A, astea sunt afirmațiile lui Donca, nu sunt afirmațiile mele. Cu care am agreat ca să colaborez cu Dorian și, în plus, o să vă arăt și ordinul de plată spre a vedea că a fost achitat. Băi nu știu pe cine are omul ăsta, editor, dar e Dumnezeu pe pământ, vă jur. A, a blurat omul meu BCR. Bă, a blurat BCR, vă rog, e frumos. Da, a blurat în așa fel încât să nu-ți dai seama că acolo este BCR. Ce bancofie asta, mă, tată? Da, nu înțeleg care este rostul la a blura numele băncii. <laughs> Ăla-i BT toată ziua. E ANG. <laughs> Sincer. Super, hai să vedem mai departe. Dragii mei, cum vi s-ar părea dacă ați venit la mine pentru a vă promova o afacere, iar după ceva timp să încep să vă denigrez acea afacere și mai mult, videoul pentru care am fost plătit ca să vă promovez, să fie șters, fără ca măcar să vă întreb ceva în acest sens. Băi, Donca, tu ai făcut contract cu Dorian pe viață, Adică după ce Dorian ți-a făcut ție reclamă la panourile solare, el trebuia în continuare să facă reclamă la panourile solare, așa a fost contractul la pe care, conform spuselor tale, nici măcar nu l-a semnat. E ca și cum, nu știu acum să-mi cu iertare, de, ca și cum mă duc acum și închei un contract cu Pantem Pro v. mai e mă Panten? Mai e, nu? Și după ce închei contractul cu Pantem Pro v, zic, uh deci ofer serviciile mele către ei și după aia vin și zic am făcut mătreață și după aia mă apuc să fac reclamă la uh, care e altul mă? Head and Shoulders. Ce vine Pantem Provei la mine să mă dea în judecată că i-am făcut anti uh, antireclamă? Sincer acum. N-are nicio, -are nicio logică. Am făcut reclama aia, asta nu înseamnă că pe toată viața mea de aici înainte trebuie să îți pup ție picioarele. Bă, dar sincer, pare că iau apărarea lui ăsta. Ah, și asta cu ștersul videoului. Păi ok, ți-a făcut reclamă, tu ai acces la materialele alea a existat cumva în contractul ăla pe care nu l-ați semnat obligația lui Dorian Popa să-și mențină videourile pe canalul lui? Că mi se pare aiurea, adică nu cred că l a semnat vreodată un contract în care să zică da domnule, după ce filmăm acest vlog, eu îl țin pe viață pe canalul meu. A știți, acum ce să faci? De acuzațiile care mi le-a adus cum că aș fi păcălit pe cineva. Întrebarea este. Care sunt acele acuzații. Cum că ai fi păcălit pe cineva. Că ne-ai spus că ni le arăți. Care sunt, uh, care sunt acuzațiile. Când a spus el. Cu siguranță. A păcălit Donca pe cineva. Că Lin Donca ne-a păcălit. Când a zis el asta. A zis e posibil să fi fost părtași La o escrocherie. Adică. Poți să-l acuzi de multe lucruri pe Dorian Popa, dacă este că să lasă fraierit sau că nu știe ce să spună în situații de genul ăsta, mai greu. Păi dacă a numit grupul Păgubiți. <laughs> Corect. Uh. Este până la urmă cine pe cine a păcălit. Vreți să știți câți bani a investit până la urmă Dorian Popa în parcul fotovoltaic al proiectului nostru? At this point. Mai bine las pe el să vă spună, dar ceea ce vă pot spune cu siguranță este că nu a investit nici 20.000, nici 24, nici 30.000 și nici 15.000 diversele sume pe care le-am văzut în social media, cum că ar fi fost declarate de către... Bă, am și o întrebare la domnul Donca. Cu toată stima și respectul. Bă, de ce zice social media? Adică primul cuvânt îl bagă într-o engleză. Na, engleză de la Brașov. E ok. Adică eu am de la Smărdan, e mai rău. Da. De ce nu bagă și al doilea cuvânt dacă tot primul e într-o engleză din asta? de. media de ce nu zice? Adică se oprește cu engleză la jumate? Asta e problema, nu? <laughs> care? Stai că nu știu care e problema. Că nu mănâncă midi de la pescobar Păi nici n-are pescobar restaurant la Brașov Încă Deoarece am punit demersurile pentru a crea o asociație care are în una din scopurile sale și a înlătura cât se poate de mult din acest bullying care se întâmplă în școli, fiind și părinte de 5 copii, sunt îngrijorat și vreau să fac ceva pentru a îmbunătăți acest lucru. Ok, bun, ok, ok, ok. Deci, domnul Donca are în momentul de față mulți oameni care strigă după el cum striga uh, Cryptomaz după MTK. Da, adică sunt. Este un grup de telegram cu vreo 100 și ceva de oameni. Să nu zic după aia onorată instanță că n-am uh, fost. Uh... Ok, pac. 100, da, 100 și ceva. Peste 100. Peste 100. Bun. Oamenii ăia din grupul ăla țipă după ăsta că au problema asta că nu-și pot recupera banii, că n-au cui să vândă monedele, că... Na, știi cum e. Uh, deci există problema asta creată. Adică e problema oamenilor, n-ai cum să negi asta. Există această problemă pentru acești indivizi. Uh, unii cu mai puțin bani investiți, unii cu mai mulți bani investiți. Știți că a fost și aici pe canal un om din acel grup care a povestit ce s-a întâmplat. Uh, și tu ai problema asta, creată de tine. Băi și tu, în loc să faci lucruri ca să rezolvi problema asta, tu te apuci să faci o asociație care să lupte împotriva bullying-ului din școli pentru că tu ai niște copii. Ok, mă bucur că ai niște copii, dar ai uitat să menționez că aia mici, adică e frumos că încerci să fii relatable, dar vezi că aia mici, nici măcar ai tăi, nici măcar nu se duc la școală. Adică cum poți să spui a, e bullying în școli și sunt îngrijorat pentru că am niște copii? Păi tata, aia ai tăi fac homeschooling. Ce legătură au copiii tăi cu bullying din școli când copiii tăi fac homeschooling? Cu tot respectul, dar este o campanie de PR de o vede și bunica mea din groapă. Râde lumea de tine! Și din nou, faptul că râde lumea de tine nu e pentru că oamenii răi din online te. Uh, ce să te discreditează. Te... Ce mai zic că îi fac oamenii răi din online. Um... Am mai zis, ca, care mă defăimează, așa, te defăimează. Nu e din cauza asta. pentru că tu ai niște acțiuni de tot rânsul, măi, omule drag. Nu e mai ok să rezolvi problemele care te implică în mod direct prima oară decât să creezi o asociație care să lupte împotriva bullyingului, care efectiv, în momentul de față, nu te Adică nu are nicio treabă cu tine. Nici cu copiii tăi, cu tot respectul. Oamenii ăia, în schimb, strigă după tine. Deci cu aia ai tu treabă în mod direct. Of, oh, familia mea, dacă pot să înțeleg. Superb. Deoarece fără dovezi clare, nu este corect ca să defamezi, să calomniezi, iar acei copii din școală, sunt efectul unei cauze a unor defăimări care vin din partea unor influențări. Gimnastică mentală de nivel analfabet funcțional. Nu zic că el este, dar gimnastica asta mentală să mă ierte onorată instanță. Eu n-am spus că Donca este așa ceva, ferească, mă. Dar această gimnastică mentală să-mi fie cu iertare, că cam e. Iar această cacofonie, să știți că a fost intenționat. Deci fiți atenți. bullying din școli este efectul defăimărilor din spațiul online. Ați înțeles? Și aceste defăimări din spațiul online pare că îl, iau ca, îl au ca epicentru pe domnul Dorian Popa. Măi, nu se poate așa ceva. Deci cum scăpăm de bullying în școli? Îl dăm în judecată pentru defăimare pe Dorian Popa. Super, super, super. Vă rog, eu frumos. Ceva mai bun, n-am auzit. Cred că este cel mai bun material video de anul ăsta. Adică nu, ceva mai bun de atât n-am văzut. Da, corect, este logic, nu știu nici eu. Și eu mă întreb, ce dracu' o atât de greu de înțeles? Care au o putere foarte mare de influență asupra lor mm -hmm. și atunci, pentru a rezolva partea de bullying din școli, voi începe să rezolv și să ajut cel puțin spre a înlătura partea de defăimare fără dovezi care apare în mediul online din ce în ce mai mult și ajunge să influențeze întreaga adolescență și oamenii maturi de orice vârstă, iar o comunitate plină de bullying este o comunitate stricată, o comunitate care, dacă un om este gras, pur și simplu face mișto de el, fără să-l ajutăm cu absolut nimic. Dacă reluați ideea asta de la început până aici, dacă o mai ascultați de cinci ori, același lucru vă dă. Nu vă dă nimic. Bă, n-are nicio noimă, iertați-mă că vă zic. Cap coadă, n-are nicio noimă. Ăștia sunt copiii lui, nu, ăștia sunt copiii de pe uh, stock, Adobe Stock sau ceva, Adobe Stock Images. Bă, uh, băi, n-are nicio logică, vă rog frumos, cap coadă. Iar în loc să facem rău prin a defăima, să, să facem bine, facem bine prin a-i ajuta. Drept urmare. Corect. Corect. Uh, da, stai puțin. Deci, Cine pe cine defăimează acum? Ce legătură mai au copiii în situația asta? Cine a defăimat copii? Ce legătură are Dorian Popa? Ce legătură au acțiunile lui Dorian Popa îndreptate către tine cu faptul că există bullying între copii și că un copil sau un adolescent sau un om matur E, dacă este gras, există posibilitatea ca niște grupuri de turbați să-i spună lui ea în toate felurile. Ce legătură au aceste două lucruri. A, n au nicio legătură și vrei, și vrei doar să. Um, creditezi acțiunile tale ca fiind unele ale unui uh, cavaler pe alb care luptă pentru cauze sociale uh, prin aș. Nu, aș răpune, da, prin a-și răpune prima oară inamicii personali. Pentru că dacă el își repune inamicii proprii, atunci societatea va fi un loc mai bun. Societatea ne-a avut nicio legătură cu inamicii lui proprii. Sunt insensibil, da. Sigur că bullying-ul este ceva absolut oribil și trebuie estompat. Nu știu dacă putem să-l estompăm, dar cu siguranță putem să luptăm împotriva lui și să ne educăm copiii că este ceva ce n-ar trebui să aibă loc în societatea zilelor ăstora. Dar să vină un nene care are atâtea probleme, are 120 și ceva de probleme pe grupul ăla, da? Cu atâția oameni, da? Să vină un nene care are atât de multe probleme în spate de rezolvat, să-mi lupte mie pentru cauze sociale, în, în, timp ce dă în judecată pe cineva care l-a supărat, acel cineva ne-a avut nicio treabă cu bullying și să zică, păi eu sunt aici salvatorul, măi, lasă-ne măi în pace, rezolvă problemele prima oară. Pă tine cine te-a bulit? Uh, păi, ca orice, sincer, n am să vă mint ca orice copil, am fost și bully, am și primit bully. De ce să vă mint? Am făcut treaba asta. Regret că am făcut treaba asta acum 20-25 de ani? Da, absolut. Aș mai... Aș vrea astăzi, dacă aș avea un copil să fie bully sau să fie bulit? Nu, nu mi-aș dori asta. Dar cred eu vreodată că dacă eu o să am copil, și îl dă Donca în judecată pe Dorian Popa sau pe alții care au vorbit împotriva lui Donca, o să scăpăm de buli în societatea asta? Ce sunt? Ce naiba sunt? Am înnebunit? Ce legătură au astea două lucruri? Și băi omule că vrei să dai în judecată pe ăla și gata, dar nu încerca să te legi de o cauză din asta social în care evident nu crezi. Ah, te pup. L-am notificat pe Dorian Popa, cerând daune materiale, suma pe care el pretinde că a o către mine, plus... Ceata, asta este propunerea de conciliere amiabilă uh, pentru prejudiciu de imagine, da? Nu îl dă încă în judecat, îl va da mai încolo, către uh, Popa Dorian Laurențiu. Așa. Subsemnatul. -r 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 și subscrisă. Uh, cu sediu în localitatea înregistrată, așa. Bun. Daune materiale, suma pe care el Cu titlu, de exemplu, voi enumerăm următoarele fapte care au produs un grav prejudiciu de imagine. Păi ce înseamnă asta cu prejudiciu de imagine, vă rog frumos? Cum cuantifici lucrurile astea? Bă, vă, vă zic sincer, din ex propria mea experiență, din dosarul meu, din uh, instanță, bă, este aproape imposibil pentru cineva să dovedească prejudiciu de imagine. Tipul adjectivul despre donca care dă pe toată lumea în judecat. Ce înseamnă prejudiciu de imagine? Cum cuantifici asta? Că prima oară ca să poată judecătorul să te ia în serios, el ar trebui să înțeleagă, din punct de vedere material, care este echivalentul acelui prejudiciu de imagine. Cum cuantifici treaba asta? Videoclipul de tip vlog încărcat pe canalul personal de pe platforma YouTube, care, deși a fost eliminat între timp, a fost preluat și de alți creatori de conținut respectiv posturi de televiziune. A se vedea dovada. Bun. Apa. Bun, dar stai puțin asta este, asta e fapta că există un videoclip, nu prietene, păi tu trebuie să zici în vlogul ăla care este fapta care duce la prejudicii de imagine. Nu că a postat un videoclip. Uite dacă ca... este puțin, care e fapta per se? A postat un videoclip, onorată instanță. Uite, dar în videoclipul ăla ce a zis care să ți-a adus uh, prejudicii de imagine? Apariția la postul de televiziune Antena 3. Nu, ăsta o să râdă judecătorul de el, sincer. Anexa sunt la, la, anexă sunt probabil dovezile video. Dar el trebuie să-i spună onorată instanție cu subiect și predicat care au fost faptele. Nu, că faptul că cineva a urcat un videoclip nu are cum să fie o faptă care să aducă un prejudiciu de imagine. În cadrul acelui videoclip trebuie să fie existat niște afirmații sau niște acțiuni care să-i fie adusă stuia un prejudiciu de imagine. Și apoi el trebuie să cuantifice asta într-un anumit fel. De azi zic, cum cuantifici? Apariția la postul de televiziune, canal de 2. Crearea grupului de WhatsApp pe gubiți Solera X. Păi și dacă oamenii ăia care au intrat în grupul Solera X să consideră păgubiți și de aia tocmai de aia... Că uite, dacă ăsta a creat un grup păgubiții și nu intra nimeni, atunci, bă, nu era nimeni. Dar dacă omul când a intrat acolo, ăsta, bă, că el când a văzut, Păgubiții. El a zis, băi, sunt și eu aici, și eu mă consider păgubit. Cum să fie asta o... Ce constituie, fiți atenți aici, constituie o instigare la adresa celorlalți investitori în vederea formulării de plângeri penale. Păi e dreptul omului să... Cum adică... Bă, stai așa, stai, 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 stai. Cum adică instigare la formulare de plângere penală? Păi de când este asta ilegal? Cum adică instigi pe cineva să, fac, să facă o plângere penală. Asta este o faptă ilegală? Ajutați-mă, băi, chat, că -s curios acum. Adică dacă eu încurajez pe cineva să zică, bă, și îi spun, bă, te simți păgubit de cineva, mergi și depune o plângere penală. Asta este o faptă ilegală? Ai am a victim of a hate crime. Stanley knows what I'm talking about. That's not what a hate crime is. Well, I hated it. <laughs> Super. Absolut, absolut superb. Nu, sincer, chat, explicați -mi și mie, vă rog frumos, cum poate fi instigarea, nici unde, în ce, unde în, apropo, știți că ăsta a citit, a spus că el cât a fost în pușcărie, în arest, Uh, el a citit uh, codul civil și codul penal, tot a citit. Vreau și să știu unde în codul civil sau codul penal există infracțiunea de instigare la adresa celorlalți investigatori în vederea formulării de plângeri penale. Unde este asta, te pupana Unde este asta scrisă pe o foaie de hârtie ca fiind o faptă penală. A, dacă instiga la ură, dacă instiga la violență, dacă instiga la alte lucruri, da, alea sunt fapte prevăzute la viol. Alea sunt fapte prevăzute de codul penal. Dar cum să fie instigarea la formulări de plângeri penale? E dreptul omului să facă plângeri penale, îmi pare rău, adică și după aceea autoritățile sunt în măsură să vadă dacă acele plângeri penale își iau sau nu rostul. De asemenea, dacă cineva îți face plângere penală, nu există, nu ai motive să-l dai în judecată pe respectivul pentru că ți-a făcut plângere penală. Ar fi chiar halucinant. <laughs> Posibila înșelătorie trebuie cercetată. Corect. Corect. Dar este dreptul omului să se consideră înșelat. Uf, 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 uf. Dar nu, dar asta este sincer acum, cu tot respectul și admirația. Acest, ceea ce se încearcă aici, este prostirea maselor de urmăritori ale domnului Donca. N-ai cum, dacă ai doi neuroni care funcționează concomitent și legați între ei, n-ai cum să pui botul la așa ceva. O să se uite și da, vă dați seama când văd avocația a lui Dorian Popa această înștiințare, râdea și cu fundul. <laughs> da băi, wachi. mine plus da. suma pe care am Da, trebuie să vorbim frumos indiferent de persoanele despre care vorbim. Asta este o regulă de bază a acestui canal. Vorbim frumos despre nu jurăm, nu aducem uh, caracterizări, nu folosim adjective uh, care nu și au locul la adresa nimănui. plătit-o în mod concret către el pentru promovarea activității pentru parcurile fotovoltaice. Acești bani doresc să-i 100% unei asociații care se ocupă cu dezvoltarea... Păi, păi, Tonca, tu trebuie să dovedești, nu trebuie să dovedești instigarea sau ce-ai zis tu acolo. Tu, ca să primești banii ăia înapoi, tu trebuie să dovedești că el nu ți-a oferit serviciul pentru care l-ai plătit. Dar eu știu că și pe tine te duce capul să-ți dai seama că el de fapt ți-a oferit serviciul respectiv și pentru asta l-ai plătit. Da, îți dai seama, adică n-ai avea ce să zici în legătură cu asta. N-ai putea să mai faci vlog, n-ai putea să mai faci live-uri despre asta. Bă, sincer, mi se pare că iau apărarea. Bă, e băi, na, ce poți să să-ți fac băian el? Știi cum e. Fiecare cu ale lui. Dacă vrei să îți reverși nervii pe persoane, nu e locul aici. Armonia asta a tinerilor în societatea zilei de astăzi și de asemenea vreau să fac bine din răul care mi s-a întâmplat. Dacă nici de această dată nu va răspunde în termenul cuvenit, va trebui ca să mă adresez mai departe instanțelor de judecată să fac demersuri ah. legale spre a putea să-mi apă reputația, deoarece nu aș fi început nimic din ceea ce fac acum dacă, în primul rând, el nu ar fi defăimat fără să aibă o susținere clară din partea unei surse oficiale. Dar nu. Acum! Mamă, cum mi l-am prins. Fiți atenți aici. Acum, dacă defăimarea este o faptă ce este pedepsită în codul civil, da? Corect? Corect. Defăimarea este o faptă pedepsită uh, sub codul civil, da? Defăimarea este decisă de onorată instanță, în civil. Acum, dacă tu zici că cineva te-a defăimat fără să ai o dovadă și anume o decizie judecătorească că acel lucru s-a întâmplat, este asta defăimare? A, sigur, sigur, tu poți să zici, eu cred că Dorian Popa m-a defăimat și atunci am să merg în instanță. Dar tu de ce zici la adresa lui Dorian Popa că te-a defăimat, că nu este dovedit Că te-a defăimat. Păi, adică e atât de simplu. Eu, cre eu cred că Dorian Popa, în momentul de față, are suficiente motive să te dea în judecată pentru defăimare. Pentru că tu ai spus că el te-a defăimat. El, dacă consideră că nu te-a defăimat și tu l-ai acuzat de ceva ce judecătorul nu a decis încă, eu cred că sunt suficiente motive să te dea în judecată. Iertați-mă că vă zic. Nu știu. Uite cum l-am ajutat pe Dorian Popa. Uite cum l-am ajutat pe Dorian Popa. Vă rog e frumos. Nu mă voi opri aici. După Dorian, voi trece la următorul, apoi la următorul, mm -hmm. apoi la următorul. Mm -hmm. Până când voi face atât cât îmi stăm putință, curat în acest spațiu care devine tot mai concret în viața noastră, tot mai real și nu este doar un spațiu online virtual pentru că mm -hmm. ceea ce apare pe internet tinde să reziste și să stea mm -hmm. mai mult decât ar fi dacă s-ar fi întâmplat în viața reală într-un ziar care azi noi mm -hmm. și mâine nu. Acele videouri au fost preluate, trimise către alte persoane și alți vlogger și influenceri de asemenea au preluat acea informație care de fapt a venit din partea unei singure persoane. Care informație? Mai zine o dată, te rog frumos, aia cu presupusa înșelătorie? A, ah, ok. Și mai departe, Eu sunt următor, tot internetul da. când daune incomensurabile la adresa mea și a familiei mele. Păi vezi, aici iar ai o problemă. Aici e ai o problemă mare, că dacă, este, dacă, daunele sunt incomensurabile, când te duci la onorată instanță, cum le comensurezi? Cum le măsori când mergi la o, Că trebuie să fie gen daune măsurabile ca să poată onorată instanță să decidă cât să-ți dea și dacă e să-ți dea. Dacă ești unul dintre cei care a vorbit la adresa mea sau la adresa alte persoane, fără să ai dovezi clare și ai defăimat, crede-mă că vin după tine. Chiar și în cele... Repet, hai! Ai numărul meu! Mai pe Instagram! Sună-mă! Sună-mă, că ne, ne întâlnim, nu-i nicio problemă! A, nu poți să ieși din țară! Pf, hai de capuș. Vin eu! Vin eu la Brașov! Mergem la cafeneaua lui Chifoi și așa n-are clienți. cele trei luni de arest am învățat că cea mai mare bogăție se află aici, pentru că de aici nu se poate fura nimeni, mm. iar a fi bogat cu adevărat înseamnă să fii bogat financiar, sănătos, fericit în relații, fericit cu <laughs> Fericit în relații. S-a <laughs> scăpat. <laughs> fericit în relații. Bun, așa, da. Uh, se referea la relații de familie, prietenie și așa mai departe. Nu mai fiți turbați. Tine însuți și fericit în relația cu Dumnezeu. Pentru mm -hmm. mine asta înseamnă să fii bogat. Mi-am continuat mai departe mm -hmm. toate obiceiurile și cât am fost în arest, am citit 3-4 ore pe zi, am făcut mm -hmm. sport de 3-4 ori pe zi, am făcut mii de... Dacă vă întrebați ce legătură are acest final de vlog cu adevărul cu dovezi despre relația dintre Dorian Popa și Călin Donca episodul 2? N-are nicio legătură, dar e important. Flotări, am făcut mii de tracțiuni, am făcut sute și sute de exerciții pentru abdomen și mai departe am scris o carte pe care o voi publica în una martie la seminarul... Am, mai sincer, a scris el chifoi o carte, de ce n-ar scrie Donca? nostru din 31 pentru prenori. Din care poți să înveți ce să Alpha faci primer. atunci când ești în cele mai grele momente ale vieții tale mm. Pentru care nu te-ai pregătit niciodată Bun, bun Acum vă întrebați, bă Paraschive, dar ce motiv ar putea să aibă Donca să vină după tine? Hai să vă arăt Hai să vă arăt ce i-am făcut eu lui Donca de zice el că l-am defăimat. Stați așa, unde eram? Aici eram. Bun. Și după aia vă arăt și alte lucruri. Bună. Deci, e scurt. Bun. Deci ce am făcut bătat? Poate vă întrebați. Bună ziua! Așa cum vă anunțam încă de aseară pe story-ul de pe Instagram, milionarul Călin Donca, acest bucătar în devenire, dar și plantator de panouri solare, a fost reținut de DNA sub acuzația de constituire de grup infracțional, dar și evaziune fiscală. Cum mai fac milionare ăștia pe la noi? A, ah, fază tare! Se pare că a fost arestat atât alături de... Ce zis la începutul frazei, se pare că a fost arestat, se pare că de uh, soția Dânsului, cât și de amantă. Uh, familie tradițională, cum ne spunea Dânsul prin podcasturi pe la Cezar Ionașcu. De asemenea, cu această ocazie să nu-l uităm pe Hâț Gionule, acest uh, om care nu este nimic altceva decât reclamă mergătoare, care nu a ratat ocazia să-l promoveze și pe acest uh, posibil infractor. Pe acest ce posibil infractor. Au Aoleu! Au Au M-a defăimat! Au Cum o fi mă frăcioare să le fie atât de foame ăstora non-stop? Ce să zic? La mulți ani! E o urare frumoasă! Așa. Deci, ce am zis? Se pare că a fost arestat alături de Amantă când este? Uh, e din, uh, din septembrie, da? Bun. Bun. Revista presi. Secretul lui Călin a ieșit la iveală. Secretara amantă implicată în tunurile de milioane de euro date de milionarul vedet. Dacă, acum am onorată instanță, iertați-mă că vă zic, dar dacă a cita presa este sau intră la în zona asta de calomnie, păi ne-am dus dracu ca societate, e mai rău decât bullying în școli. Deci dacă eu un prost dă pe internet, vin și citesc presa și zic, se pare că a fost arestat alături de amantă, la fel cum face toată presa, păi asta este defăimare? Că Donca este disperat și încearcă cu orice preț să scape de arest. E bine, acum na. E, na, tot articolul. Secretara amantă implicată în tunurile de milioane date de milionarul vedetă. Că a mers lunii. Nu mai contează. Deci, secretara amant. Deci peste tot se vorbește pe presă despre această posibilă relație de iubire amoroasă. Acum a zice, da să mă domnule, că nu e, domnul Călindon, că Lindon, este mult mai ok de atât. El nu cred că poate cădea um, în, um, în patima iubirilor extraconjugale. E? Apropo de dovezi, adică... Apropo de dovezi, chat. Bombă! Milionarul arestat și-a dus femeile, în același timp, în loft. Ea este amanta lui Călin Donca. Ce să facem, domnule Donca, dacă gen, adică, ce să, ce să zic acum? Vă luați așa de mine, de parcă aș face eu ceva. Adică astea sunt acțiunile dumneavoastră, domnule, nu sunt acțiunile mele. Nu v-am legat eu de mână cu doamna asta, care pare că nu vă e soție. Ce, ce treabă am eu? Adică v-am trimis eu la loft împreună? V-am plătit eu biletele acolo? Sincer, acum, cu tot respectul, Milionarul rămâne în arest după ce magistrații de la curtea de apel așa, bla 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 bla, bam bam. Trăiește și cu amanta în casă și cu soția. Dom'le, sunt declarațiile unor vecini, conform presei. Eu ce să vă fac? Vreau să pară model pentru societate, dar el de fapt e cel mai mare scroc. Dom'le, asta sunt declarațiile acestor oameni, adică așa zice în presă, ce să vă fac, dom'le? Dacă aveți o problemă, dați-i, dom'le, pe în judecat? Ar fi declarat vecinii lui Călin Don ca presă. Se pare că această idilă extraconjugală consimțită de soția Orianda nu se petrece doar în intimitatea spațiului locativ, ci și în public. Le, acum, repet, mie nu -mi place să intru în cancanuri de genul ăsta, dar dacă tot insinuați atâta că vai, ce minciune ați inventat, ce asta, știți cum e, adică vă țineți de mână cu altă femeie la loft. Este totuși logic să creadă lumea că este posibil ca această doamnă, domniță, să fie oare altceva decât o simplă amică? Este. După care mai vin, repet, na, mai vin și alte afirmații ale fostului iubit a, a acestei domnițe. Care și asta zice. Unde-i frate, stați așa că găsiți și articolul ăla. În urmă cu lună și jumate, Călin, Donca și Beatrice au apărut împreună pe litoral la white party-ul organizat de loft, în weekend-ul de Sfânta Marie. Sfânta Marie. Surprinda a fost când în incinta localului se afla și soția controversatului afacerist care a preferat să stea însă deoparte de cei doi băreți. Să nu-i, na, poate aveau și oamenii niște treburi de vorbit. Nici vorba de gelozie totul a asumat. E! Eee, nu, 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 nu. Nu mai e gata, nu mai e asumat. Uh, mai era. Mai era un articol pe care vreau să vi-l arăt. A, ah, ăsta. Ăsta. Fostul iubit al amantei lui Călin, Donca, un afacerist turc, face dezvăluiri explozive. Cum l-a manipulat Beatrice și cum a prins-o cu alți bărbați. Mi-a făcut viața un calvar. Bă. Repet, nu vreau să citesc astfel de cancanuri, dar domnule Donca, adică sunt articole în presă care vorbesc despre posibilă relație extraconjugală asumată pe 15 august anul trecut cu o altă femeie. Altă femeie, nu secretarea. Secretarea e alta care e posibil și aia să. Acum, că vreți dumneavoastră să ne dați pe noi în judecată, dați-ne domnule, stăm atâta să... Stăm atâta să ne învârtim după copac Sincer acum. Aveți, mă aveți pe Instagram. Am eu numărul dumneavoastră, vă sun eu dacă vreți. Vă dau și numărul meu, dă-l dracu că nu mă, nu mi-o fi frică de asta. Aveți deci, domnule, dacă tot aveți atâta ceva de rezolvat. Stăm aici să ne dăm după, să ne învârtim așa după copaci, că vin după voi. Dar cine sunteți? La m. Nelson? Așa-l chema pe -a, mă. la mă? Nelson, nu? Vin după voi. O să vă găsesc pe toți și o să vă Felicitări. domnule, totuși nu credeți că aveți alte probleme mai serioase? Și mă refer aici la atâția și atâția oameni care strigă după dumneavoastră, dă-bă banii. Credeți că noi v-am distrus reputația sau acțiunile dumneavoastră? Am creat eu Solera X și uh, grupurile alea de oameni care se consideră păgubiți? din moment ce dumneavoastră pare că sunteți acuzat, de fapt nu pare că sunteți acuzat de manipularea piețelor de capital, totuși există niște oameni, există niște acuzații acolo, ok că nu ar fi făcut din oamenii aia plângeri, încă nu ar fi făcut, dar poate ori face. Poate ori face. Aoleu, ce faceți? Mă, 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 acuzați și pe mine de instigare la... Cum era mai aia? Instigare la crearea de plângeri penale împotriva dumneavoastră, Păi uite, eu vreau. Eu chiar, eu chiar public spun. Oameni dragi, dacă vă considerați păgubiți de domnul Donca prin prisma contactelor pe care le-ați avut cu dânsul. De, nu știu, în legătură cu afacerile sau cu investițiile în panouri solare sau în moneda Solera X, vă considerați. Uh, păgubiți în legătură cu asta, este dreptul dumneavoastră constituțional să depuneți plângeri la parchet sau la alte instituții după cum considerați dumneavoastră. Aia nu e, nu e nimic ilegal. Adică deci doar le reconfirm oamenilor drepturile dânșilor constituționali.